Zelenacca. L-a auzit? Avem contract, nu cu Crab, cu apă canal. Furnizorul regional de apă în județul Bacău este Crab. Deși administrează și barajul de la Valea Uzului. Relația contractuală este între Crab și apă canal. Crab invocă limitarea furnizării în regim continuu de apă datorat faptului că apă canal are datorii la Crab. Datoriile se face prin instanță. Foarte corect. Mai oameni, situația se poate debloca astăzi. Eu am ieșit în fața dumneavoastră singur și am încercat să vă explic. Toate astea se poate face prin hotărâri judecătorești, prin instanță. Nu oprit apa la oameni buni. Nu am oprit-o noi, mai oameni buni, am oprit-o Crabul. Păi Crabul! Ideea este următoarea. Astăzi, în urma proiectului... Haideți să facem ascultațiune pe astăzi, pentru că astăzi nu vom ajunge la niciun consens și mai mult decât atât să știți că vom înțelegea procedurile de predare a sistemului de apă astăzi. Asta e bază de consens. Reprezentanții de la Crab, nu e foarte bine.
Alexandru Budeanu. Până astăzi, așa, astăzi, ca societate avocată, am primit o cantitate. Deci până astăzi, ca apă canal, de 60 de ani, când ne-am înființat și noi, când s-a înființat pe acolo. Doamne, stai să vă zic, dacă vreți să ascultați, am spus tot timpul. Deci facturile care au venit de la CRAB, de acum 2 ani și jumătate, și ne-am întâlnit de cel puțin 3 ori cu toți președinții de asociații, au venit cu 300% preț majorat. Prețul a fost majorat de către ANRSC și Consiliul Județean Bacău cu aprobare. Vă lăsați să vă spun că mi-ați cerut să vă zic, da? Ei, de 2 ani și jumătate, 47 de asociații, deci de 2 ani și jumătate, cu majorarea tarifului cu 300%, 40%. Domnule, este aprobarea, Să-i
Puneți acum la vot că preluați apa de mâine! Vreau să vă spun că societatea a privat să se direcționeze împotriva voinței Consiliului Local, împotriva voinței primarului. Statul român a dat această direcționare. Fiind de 17 ani, a fost procese cu apă canal, care s-au câștigat aceste procese. Se pare de zile. Sigur de la. Și acum s-a ajuns să... Domnul Fontana. Astăzi îndeplinesc funcția de președință de ședință. Dacă nu vom putea să desfășurăm ședința, nu se va vota nimic și trebuie să plecăm toți acasă, așa cum am venit. Și cu siguranță nu vom putea să ajungem la un consens în felul acesta. Atunci vă rog să lăsăm procedurile să meargă, să votăm. Asistăm, dar dacă putem să asistăm în liniște, asistăm. Dacă nu, vor fi nevoiți să opresc ședința. Vom modifica ordinea de zi. Ascultați-mă, vă rog, atenție. Vom modifica ordinea de zi și vom pune primele două proiecte pe ordinea de zi. Votarea... Domnul. Vom modifica ordinea de zi și vom începe cu proiectele de preluare a serviciului de apă, pentru ca acolo domnul primar să poată să meargă la Bacău să semneze cu cravi contractul. Dar dacă nu vom avea înțelegere și nu vom face liniște, nu vom putea să ajungem la un consens și nu vom putea să desfășurăm procedurile ședinței. Dacă face bine, este putea să dăm primar. Dacă nu, înseamnă că nu vă doriți cu domnul înainte. Da? Putem să ne auzim, da? Îl așteptăm și pe domnul secretar că dânsul trebuie să facă apelul și începem cu semnarea proceselor verbale. Când veți prelua, o să faceți contract individual de preluare. Eu fac contract cu dumneavoastră. Ca la lumină, ca la case, ca la orice. Ca la culoi. Plătim la căuri, în loc să plătim la noi, în orașul nostru. Din poziții în istoria asta. Vom plări la căuri și noi ne ducem ca proștii la căuri. Pentru că care stau și așa, de scaunul ăsta în colte, nu? Și vin și eu presta la omul. De ce stăm la căuri și noi ești cum arată la căuri? Ce ei au datorii? Ce ei au datorii? Vă invit pe jos să mergeți cu mine la Bacău când semnez contractul, vă rog frumos. Iar vă rog. Cu mașină, cu autobus și mergi. A 10 milioane! Domnul consilier, sunteți președintele ședinței, domnul primar e un simplu asist la ședință. Da, domnul consilier, așteptăm să vină domnul secretar și începem. Vă dau cuvântul.
Da, când vine tu să termină ședința? La 10 miliarde datorii ce le avem noi, de ce nu este? Era slab, acum s-au greșat. Au fi frate și ce frate de mine, mă! Potare și tău, mă! Dragi colegi, declar deschise lucrurile ședinței ordinare de astăzi, 20 decembrie. Cunoașteți ordinea de zi. Vă propun să facem o modificare în ceea ce privește ordinea proiectelor pe care le dezbatem astăzi. Să începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local 166 din 1 decembrie privind stabilirea Comisiei de Inventariere și Preluarea Sistemului de Apă și Canalizare din municipiul Ionești, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Ionești, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ionești anul 2016, inițiator Ignatiu Nicolae Primar. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local numărul 87 din 28 iunie 2016 privind alegerea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Ionești, inițiator Ignatiu Nicolae Primar. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna ianuarie 2017, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei energetice a municipiului Ionești, județul Bacău, pentru perioada 2016-2022, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul 2017, municipiul Ionești, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 125-27 septembrie 2016, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ din municipiul Ionești pentru anul școlar 2016-2017, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiectul numărul 9, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 100 din 16 august 2016, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Onești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ pe Universitatea Municipiului Onești pentru anul școlar 2016-2017, inițiator Nativ Nicolae Primar. Proiect de hotărâre pentru 10, proiectul numărul 10 se retrage. Proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice în anul 2017. Să votăm ordinea de zi, în ordinea pe care am citit-o, cu mențiunea că proiectele 10 și 17 vor fi retrase. Da? Cine este pentru? Intrăm în ordinea de zi cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local 166 din 1 decembrie privind stabilirea Comisiei de Inventariere și Preluarea Sistemului de Apă și Canalizare din municipiul Ionești. Dau cuvântul domnului secretar pentru expunerea de motive. Doamna, doamna consilier, în data de 1 decembrie, autoritățile deliberative au aprobat și stabilit componența Comisiei de Inventariere și de Preluare a Sistemului de Apă de Canalizare din municipiul Ionești. În adresa 81.840, SCE Apă Canal solicită modificarea hotărârii Consiliului Local 166, în sensul care reprezentanții societății mai sanitate se facă parte numai din Comisia de Inventariere. Astfel se propune modificarea acestei comisii prin constituirea a două comisii, o comisie de inventariere și o comisie de predare primirea sistemului de apă și canalizare din municipiul Ionești. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre. Din comisie au fost propuneri să facă parte din executiv,
iar dumneavoastră din Consiliul Local să desemnați patru reprezentanți care se facă parte din această comisie. Comisia va fi formată din 13 persoane. Imediat după ce se va vota acest proiect de hotărâre, vom face procedura de comunicare a hotărârii către instituția prefectului și urmează să semneze protocolul de predare-primire a bunurilor a sistemului public de alimentare cu apă cu titlu gratuit de la 10 apă canal la municipiul Onești. V-aș ruga să faceți propunere pentru cei patru consilieri care se facă parte din comisia de predare-primire. Haideți-vă câte un... Ok. O propunere. Președinții de comisii sunt date propuneri. Asta înseamnă domnul Florian. La comisia avem președinte. Cine este? Fără domnule Magu. Dumneavoastră sunteți dezinformați. Să fac parte din comisie, vă rog. Domnul Patrice, vă rog. Domnul Patrice, comisia numărul 3. Domnul Sergento. Domnul Sergen. Și domnul Ieni. Și domnul Ieni. Sunteți de acord, da? Da. Supunem la vot proiectul cu cele patru nominalizări și completarea comisiei. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Proiectul a trecut, avem nevoie de câteva minute ca să poată redacta documentele, să fie trimise la prefectură, să putem să votăm proiectul numărul 2. Nu se poate în școlile din Onești să se îmbolnăvească copii de toate nenorocirile. Pentru școli să luăm promisiuni în momentul de față, pentru a limita posibile efecte ale inițiativei. Vă mulțumesc.
Dacă aveți niște întrebări, dar vă primim câte unul, așa. Pentru că noi... Dacă vă primim cu toți la patru, nu reușesc să facem astfel o nimic. Domnule, ce hotărâre va lua administrația publică locală în ceea ce privește igiena în școli în această perioadă în care nu este apă? În momentul de față, consider că sunt potențiale focare de infecție. Pentru copilul meu, pentru copilul vostru. Cum se vor lua aceste hotărâri? După ce apare aceste focare de infecție? Astăzi, după ce trei trine... Există pe lista de hotărâri de Consiliul Local din ședința de astăzi această hotărâre, nu, această propunere? Astăzi, după ce se vor vota cele două proiecte, împreună cu reprezentanții de la DPP și Apă Canal, plecăm la CRAB pentru semnarea contractului. CRAB nu mai... Respect colegul dumneavoastră și lăsați-l să transmită mesajul. Doctorul ăsta mai clarificăm din... Întrebarea este când dați drumul la apă. Asta. Dumneavoastră a spus că noi avem garanția încheierii contractului. CRAB? Stați are... acolo până ce se rezolvă. CRAB nu are nicio motiv. CRAB nu are niciun motiv să nu încheie astăzi contractul nou operator. Asta înseamnă că și se reia furnizarea apei în regim de continuitate. Despre asta este vorba. Domnul primar, ce-ați făcut astăzi? Trebuiam să faceți imediat după alegerile locale. Stimate domn, imediat după alegerile locale, trebuia să faceți ce-ați făcut astăzi. Nu, nu s-a dorit. Stimate domn, acționarul de la Apă Canal, domnul Budeanu, a avut pretenții financiare de 18 miliarde de lei. Apa a fost, trebuie să înțelegeți odată pentru totdeauna, apa a fost listată de către CRAB, nu de către primăria orașului. Deci și vă da drumul la apă după ce semnează contractul cu primăria. Cu primăria. Eu pentru asta plec la Bacău. După ce se semnează contractul, se dă drumul la apă, înțelegeți? Nu au niciun motiv decât dacă îți poate... De la cine ar fi primit? De la Onești? Da! Nu!
Am depindit de la apă canal. Doamne primar, dragi cetățeni, vă rog frumos să ne oprim discuțiile ca să putem să continuăm cu proiectul numărul 2. S-a semnat primul proiect de hotărâre. Propun să continuăm eu de la Dumnezeu, vă rog frumos. Dacă nu voi ajunge în timpul util și stăm prelungim ședința, ori ne-i găsesc acolo. Haideți, vă rog, partea de întrebări să facem după ce rezolvăm documentația. Propun să ne rugăm pe ordinea de zi și vă rog să facem liniște. La prețul aprobat de Consiliul Local. Vă rog frumos să facem minunca asta, vă ține voi să oprim ședința. Vă rog frumos, liniște! Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind la în cât timp putem să o veste? În cursul zilei de azi? Dacă ne lăsați să continuăm ședința, putem să trecem și la votarea proiectului numărul 2 să vă continuăm procedurile. Eu ce vă rog? Desemnați 2-3 oameni, punem o mașină la dispoziție, veniți cu mine la semnarea contractului. Așa ar fi ce vă răspund, să vedeți și dumneavoastră cum se întâmplă lucrurile. Eu voi propune colegilor mei ca după ce aprobăm acest proiect să întrerupem ședința și v-aș ruga și consilierii locali să vină alături de mine la Bacău. Asta ar fi, să mergem la Cruz și să semnăm contractul. Da, haideți, vă rog, eu sunt de acord în care... Vă rog frumos, în calitate de președinte de ședință, îmi asum această responsabilitate, vreau să desfășurăm și proiectul numărul 2, să semnăm documentele și împreună vom merge la Bacău. Vă suspenda ședința și o vom relua după ce vom avea întâlnirea de la Grab, da? Dar vă rog frumos să facem liniște, să ne dați posibilitatea să continuăm ordinea ședinței, da? Domnilor, nu putem să continuăm în felul ăsta, vă ține voi să suspend ședința până la proiectul 2. Vă rog, nu! Vă rog mult! Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești, inițiator Natu Nicolae Primar. Vă rog cuvântul, doamne secretar, pentru răspunderea mea. Serviciile de autorități publice sunt responsabile, au sunt responsabilitățile autorităților administrației publice locale, se ființează, se organizează și se organizează potrivit hotărârilor adoptate. S-a aprobat modalitatea de gestiune pentru lezace în regulamentul de organizare desfășurarea serviciului public alimentare cu apă de canalizare prin municipiul Onești, dar începe ca gestiune directă să realizeze prin intermediul serviciului public apă canală utilizat în cadrul direcției tehnice a regiunii public. Unele modificări legislative permit posibilitatea autorităților locale de a realiza gestiunea directă a serviciului public prin intermediul unui operator de drept public de tipul unei societăți comerciale reglementată de legea 31/1990 cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființate de către autoritățile deliberative ale acestora, iar contractul de delegare a gestiunii poate fi atribuit direct.
Prin prezentul proiect se propune atribuirea directă către 10 domeniul public și privat în SA, contractul de delegare a gestiunii pentru delegarea directă a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru furnizarea apei potabile, pentru ca furnizarea apei potabile să realizeze în condiții de continuitate. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Modificarea titlului față de titlul inițial a fost modificat în sensul că se modifică hotărârea numărul 84 din 28 a 10 a 2011 privind aprobarea modalității de gestiune a caietului de sarcini a regulamentului de organizare și desfășurare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Onești. Față de proiectul transmis, articolul 3 roman a fost modificat și va avea următorul conținut. 10 domeniul public și privat Onești va prelua în condițiile legii tot personalul aferent care administrează în prezent sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Onești cu menținerea condițiilor contractuale ale acestuia. De asemenea, la articolul 2, începând cu data, vă propun ca data să fie începând de data de 20, data de astăzi, ca să poată semna mai departe contractul de, contractul de apă cu CRAB și să facem predarea-primirea. Raportul de specialitate, vă rog. Stabilindu-se ca gestiunea directă se realizeze prin intermediul serviciului public apă canalului, intrat în cadrul direcției tehnice a domeniului public și privat. Serviciul public nu a putut fi organizat din cauza faptului că HR a fost atacat într-un proces administrativ, iar matricularea și înregistrarea societății înființate de Consiliul Local pentru prestarea serviciului public de realimentare cu apă a fost contestată de către zilea în canal. În urma modificărilor prezente de legea 51/2006 a serviciilor de publicitate, a fost posibilitatea legală ca gestiunea directă să realizeze prin intermediul unui operator de drept public, care poate fi o societate comercială reglementată de legea 31/1990, captată și integrată la universitatea administrativă teritoriale, înființată de autoritățile de finanțare a acestora, iar contractul de legare a acestui nu poate fi atribuit direct în conformitate cu articolul 28 alineatul 2 litera B din legea 51/2006. Față de cele arătate, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și oportunitate și poate fi adoptat, aprobat în forma prezentată. Comisia a vis favorabil, cum a propun să trecem direct la vot, dacă nu sunt discuții strict la subiect. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Proiectul a trecut. Așteptăm judecarea documentului ca să poată fi semnată. Se semnează acum? Haideți să vedem un pic, să ne consultăm cum putem să continuăm ședința. Urmează să o suspendăm și să semnăm documentele. Eu v-aș propune, pentru că în felul ăsta ne vom asigura și noi să vom depune un efort în plus pentru semnarea contractului cu CRAB, măcar o parte dintre noi să ne deplasăm la Bacău împreună cu domnul primar. Eu vă rog să ne deplasăm cu toții, pentru că responsabilitatea este comună, una. Trebuie împreună să rezolvăm această problemă, nu privește doar pe primar sau pe unul dintre consilieri, trebuie împreună să mergem. Vă propun să mergem în birou să semnăm documentele. Totodată trebuie ca Apă Canal să trimit o adresă și o va face acum domnul Fântână, înțeleg, prin care renunță la contractul pe care l-au cu SECGRA, pentru că nu pot doi operatori să aibă același, să zic, contract de prestare de servicii. Iar cred pentru un sfert de oră, jumătate de oră, vă invit pe toți la mine în birou, după care în jumătate de oră împreună cu mașini să mergem la CRAB. Între timp voi anunța pe cei de la CRAB că ne îndreptăm către dâns și voi anunța președintele de Consiliul Județean, prefectul și trag nădejde că împreună rezolvăm problema. Simplificați cât mai mult. Nu avem ce să simplificăm, decât trebuie semnat contractul acolo. Și noi cei care vor să meargă din partea... Vă și rugăm să veniți. O întrebare, o singură întrebare. De fapt, am două întrebări. Nu, numai o secundă. Vă rog ca să anunț procedura de lucru, după care, după ce se va pleca la Bacău,
În funcție de modul în care se vor desfășura acolo lucrurile, liderii politici vor fi anunțați de momentul când se va continua ședința de Consiliu Local cu celelalte puncte de pe ordinea de zi. Deci vom fi anunțați telefonic de secretariatul Consiliului Local. O precizare din partea domnului Fântână. Dacă în contractul pe care îl are cu CRAB este trecut la condiții de reziliere, vreun termen legal de 30 de zile, așa cum se procedează majoritatea contractelor standard. Ca să știm că nu durează încă 30 de zile până legal se reziliază acel contract și intră în vigoare noul contract cu primăria. Asta numărul 1. Numărul 2. De astăzi, dacă se semnează contractul, CRAB-ul dacă semnează contractul, de astăzi se intră, devine, să zic, valabil noul contract și de astăzi se poate livra regim de continuitate. Este discuție care a fost purtată ieri cu CRAB. Și numărul 2. Dacă apă canal, pentru că s-a dovedit în instanță că face lucruri ilegale, în afară de, cum să spun, procedurile făcute de primărie, da? Și toate spețele care se află în momentul de față pe rol, în judecată, în instanțe, de ce nu sesizați organele statului, respectiv DNA, faceți, și atunci de ce nu faceți mai departe presiuni? Deci pe mers legal să se rezolvă odată problema asta. Avem așa, plângere penală. Plângerele ATNA la parchet, de ani de zile, de 3 ani de zile, plângere penală. Nu poți să faci recomandări instanței ce să facă. Sunt plângeri peste plângeri, sunt termene care se duc cu lunile și cu ani de zile. Asta este România în care trăim cu toții atât de frumos. Deci mergeți la ATNA București, nu se poate. Eu sunt o mamă a doi copii mici. Doamna, ne lăsați să rezolvăm problema. Bun. Nu am apă deloc. Cu cât stăm aici mai mult, cu atât nu veți avea apă pe perioada de stăm. Dar știți că problema asta este de ani zile? Dar nici asta la care nu am apă, până când a stărâmă. Apă pe anii e domnului primar și comisiei de recepție să retragă pentru semnarea documentelor. Anul nou, dar nu știți. Dați-mi să rezolvăm problema, după ce se semnează contractul cu CRAB, am fost foarte precis, doamnă, să știți, dar dau același răspuns. Și ce se întâmplă dacă dumneavoastră acum, în următoarea perioadă, un sfert de oră când ați spus, semnați contractul? N-avem cum să semnăm un sfert de oră, că trebuie să mergem la Bacău, doamnă. Seara este contractul. Vor da drumul la Vana de la Vite Program, vreau un club bazinul de la stația Pisa. Eu rămâne același proiect, Anabe. Deocamdată se refune cu restul actual. Prețul stabilit de Consiliul Local nu este cel de 9 lei pe care îl percep asociațiile astea. Este 4 lei mai în jur. Ce va fi de 9 lei, da? Este cel votat în 2 lei pe cel de Consiliul Local. Și de-aia sunt asociații care au penalități peste penalități pentru că apă